este din Cartea Faptele Apostolilor, capitolul al treilea. Începem cu versetul 1, finalizăm cu versetul 11. Aici cuvântul Domnului zice astfel. Petru și Ioan se suiau împreună la templu la ceasul rugăciunii, era ceasul al nouălea. Acolo era un om, o loc din naștere, care era dus și pus în toate zilele la poarta templului, numită frumoasă, ca să ceară de milă de la cei ce intrau în templu. Omul acesta, când a văzut pe Petru și pe Ioan că voiau să intre în templu, le-a cerut milostenie. Petru, ca și Ioan, s au uitat țintă la el și a zis, Uită-te la noi! Și el se uita la ei cu luarea minte și aștepta să capete ceva de la ei. Atunci Petru i-a zis, argint și aur n-am, dar ce am îți dau. În numele lui Isus Hristos din Nazaret, scoală -te și umblă. L-a apucat de mâna dreaptă și l-a ridicat în sus, îndată i s-au întărit tălpile și glesnele, dintr-o săritură a fost în picioare și a început să umble. A intrat cu ei în templu, umblând, sărind și lăudând pe Dumnezeu. Tot norodul l-a văzut umblând și lăudând pe Dumnezeu. Îl cunoșteau că el era cel ce ședea la poarta frumoasă a templului ca să ceară de pomană și s-au umplut de uimire și de mirare pentru cele ce i se întâmplaseră. Fiindcă el se ținea de Petru și de Ioan, tot norodul mirat a alergat la el, la ei, în pridvorul zis a lui Solomon. Amin. În această dimineață, cuvântul lui Dumnezeu pe care l-am citit din Faptele Apostolilor, capitolul 3, ne arată doi oameni al lui Dumnezeu, Petru și Ioan care zice Biblia se suiau la Templu împreună la ceasul rugăciunii. Este primul verset cu care a început citirea noastră din această dimineață. Interesant este faptul că Duhul Sfânt menționează unde se duceau cei doi apostoli, menționează la ce oră se suiau și menționează Scopul pentru care au venit acolo. Și ne spune Biblia că au mers la Templu, la ceasul rugăciunii și ceasul era al nouălea. Acum, ceasul al nouălea în vremea aceea nu era nouă dimineața cum e la noi. Ceasul al nouălea era ora trei după amiază. Pentru că așa socoteau ceasul al treilea din zi era ceasul al nouălea, era ceasul nouă dimineața, ceasul al șaselea era ora 12 la amiază și ceasul al nouălea era ora 3 după amiază. Mă gândesc oare Dumnezeu astăzi se uită la ce oră venim la adunare? Se uită oare Dumnezeu cu ce scop venim la adunare? Oare ce ar putea să spună Duhul Sfânt despre credincioșii zilelor noastre? Eu mă rog ca Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți. Însă aș vrea să ne amintim, să nu uităm niciunul dintre noi, că toate faptele noastre bune și rele, ele sunt înregistrate cu mare precizie și se ține cont și de ora, dar și de împrejurarea la care am făcut ceva. Uh, noi trăim într-o vreme în care ne dăm seama că oamenii au ajuns la o uh, cotă de supraveghere la care nu i-am gândit niciodată. Uh, sunt supravegheate apelurile telefonice, se face recunoașterea facială camerele care sunt pe străzi, dar dați-vă voi să vă spun, Dumnezeu face asta de la început. Și chiar dacă oamenii nu ne-ar înregistra pe niciunul dintre noi, este cineva care vede totul, aude totul și care notează totul. Și m-aș bucura că în această dimineață Dumnezeu să noteze în dreptul fiecăruia dintre noi lucruri frumoase. Și lucruri care în ziua aceea mare și glorioasă a revenirii Domnului Isus să ne aducă răsplătire la fiecare dintre noi. Zice Biblia aici despre Petru și Ioan că ei se suiau împreună la templu la ceasul rugăciunii. Sunt convins că întotdeauna oamenii care se roagă, din punct de vedere spiritual, se suie, urcă. Iar atunci când în viața noastră lăsăm deoparte rugăciunea, neglijăm părtășia cu Dumnezeu, spiritual nu urcăm, ci din potrivă coborâm. De aceea Dumnezeu ne cheamă pe fiecare dintre noi să fim oameni ai rugăciunii, să iubim. Prezența lui Dumnezeu, să iubim casa lui Dumnezeu și să credem din toată inima că Dumnezeu, și astăzi, ascultă rugăciunea. Binecuvântat să fie numele Domnului Isus, amin. La poarta Templului numită frumoasă era un omolog. Uh, și m-am gândit la contrastul care îl putem observa aici. Uh, poarta frumoasă și oameni neputincioși. Oamenii care vin la Templu vin să ceară ceva de la Dumnezeu. Așa cum și noi în această dimineață am venit aici, în casa lui Dumnezeu, și printre alte lucruri noi am venit să cerem de la Dumnezeu în rugăciune pentru noi, pentru familia noastră, pentru casa Domnului. Dar, în același timp, oamenii care vin la Templu sunt oameni care au o dispoziție aparte și să dea celor care sunt în nevoie. Uh, cu siguranță omul acesta o log, a stat și în alte locuri, dar uh, el a constatat că acolo la Templu este cel mai profitabil să stea. El uh, nu era interesat de ce se întâmpla în Templu. El stătea la ușa Templului și m-am gândit, uh, gândit că, deși pe el nu-l interesa ce se întâmplă dincolo de poartă, nu-l interesa Dumnezeu, nu era interesat de închinare, de cântare, totuși. El era la poarta marilor posibilități, dar n-a intrat niciodată înăuntru. M-am gândit ce pierdere mare pentru el. Oare nouă ni se poate întâmpla lucrul acesta să venim aici, să fim în casa Domnului, să fim fizic prezență în adunare și totuși să nu participăm, să nu ne implicăm, să nu ne deschidem inima înaintea lui Dumnezeu. Mă rog în această dimineață Dumnezeu, să binecuvinteze întreaga părtășie și Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți cu inima deschisă pentru Domnul. Acolo, când era la poarta frumoasă, omul acesta aștepta ceva de la Petru și de la Ioan. Bineînțeles că aștepta milostenie, argint, aur, bani sau alte lucruri de felul acesta. Într-un fel, argintul și aurul erau bune, dar. Pe el doar îl ajutau să prelungească durerea, puteau să prelungească chinul pe care omul acesta îl avea. Nu putea să-i rezolve cu adevărat problema sufletească pe care o avea. În acea, în acea zi, când a mers la Templu și Petru și Ioan s-au oprit, oprit în dreptul omului, Olog. M-am gândit ce ocazie unică, ce ocazie mare atunci când Dumnezeu se oprește în dreptul unui om. În această dimineață, mă rog, Domnul se oprească și în dreptul nostru. Eu nu știu care e nevoia ta. Eu nu știu care este cererea ta. Eu nu știu care e lucrul pe care îl aștept din partea lui Dumnezeu. Dar știu că Dumnezeu și astăzi se poate opri în dreptul fiecăruia dintre noi. Binecuvântat să fie în numele Domnului Isus. Când a ajuns acolo Petru și Ioan, au înțeles așteptarea omului olog și au zis ei, argint și aur nu am, dar ce am, îți dau. Noi sărbătorim în România, în ziua de astăzi și zilele trecute, 100 de ani de la prima biserică pentecostală înființată în România. Și m-am gândit oare acum la momentul acesta, la borna kilometrică cu numărul 100. Ce are și ce nu are Biserica lui Dumnezeu? Îmi aduc aminte de o întâmplare din vremea unui mare predicator, Ioan Gură de Aur, numit Ioan Hristostom, care a mers odată în vizită la liderul Bisericii din vremea aceea și, când a intrat în încăperea unde era papa, a văzut că pe masa lui erau foarte mulți bani. Și cumva stânjenită a zis, zice, mă Ioane, zice, vezi, noi nu mai putem spune, cum spuneau cei doi din faptele apostolilor, aur și argint nu am, că uite, totuși avem. Și Ioan Hristostom a zis, îi mare adevăr, dar zice, din păcate, nu prea mai putem spune nici partea a doua. În numele lui Isus, scoală-te, ridică, ridică -te și umblă. Mă rog ca în vremea aceasta Dumnezeu să binecuvinteze Biserica Lui. Biserica din România, Biserica din diaspora americană și oriunde sunt oameni care se adună în numele Domnului Isus. Ologul acesta despre care am citit în această dimineață, dacă vreți, este reprezentativ pentru lumea de afară. Lumea care nu-l cunoaște pe Dumnezeu se poate identifica cu omul acesta, olog. Pentru că. Așa cum omologul căuta numai lucrurile materiale, să știți că lumea de afară care nu-L cunoaște pe Domnul, singurul lucru pe care îl caută nu sunt cele spirituale, ci sunt doar lucrurile materiale, sunt valorile pământești. Preocuparea lor cea mai de seamă este pământul de aici. Mă rog ca Dumnezeu să ne cerceteze pe toți. Și să ne gândim, Doamne, oare în vremea aceasta preocuparea mea, alergarea mea, care este și în ce direcție sunt dreaptă? Sunt eu mai legat de pământul acesta sau sunt legat de Domnul? Este inima mea legată de cele spirituale sau este inima legată de cele materiale? Pentru că cel mai mare eveniment pe care Biserica îl așteaptă, să știți că nu este centenarul. Cel mai mare eveniment pe care lumea îl așteaptă, Universul îl așteaptă, este întoarcerea Domnului Isus. Venirea pe nor de glorie și de slavă, ca să ia Domnul ceea ce este a Lui. Dar în ziua aceea, doar oamenii care au inima legată de Domnul vor putea să-L întâmpine pe Domnul pe norii cerului. Ologul acesta care reprezintă lumea nemântuită ne arată că lumea nu este interesată de vindecare. Pentru că el dorea ca uh, Petru și Ioan să întindă o mână de ajutor. E clar că lucrurile nu merg bine în lumea noastră. Că lumea e bolnavă de sus până jos. Criza cea mai mare nu este criza materială. Chiar dacă în anul acesta a crescut uh, uh, prețul la barilul de petrol, chiar dacă am simțit creșterea prețurilor la energie și de acolo toate s-au rostogolit și lumea vorbește de o criză materială cea mai mare criză nu este criza materială, cea mai mare criză este cea spirituală, este cea morală, dar întrebarea este cineva, cine dorește vindecare? Cu siguranță lumea de afară nu dorește lucrul acesta. Însă este bine ca cei din interior, cei care fac parte din casa lui Dumnezeu, să dorească în primul rând vindecarea, sănătatea sufletului, dar Dumnezeu este cel care poate să dea sănătate și vindecare și pentru trupul acesta binecuvântat să fie în numele Lui. Când ajunge Petru și Ioan în dreptul ologului, ei spun, aur și argintul noi nu avem, dar în numele Lui Iisus, scoală-te, ridică-te și umblă. Și omul acela, cred eu, că a înțeles în momentul acela că în lumea aceasta există valori care au mai mare preț decât aurul și decât argintul. Pentru că aurul reprezintă de obicei banii, mijlocul de a procura ceva, reprezintă bogăția unui om, a unei țări. Deși chiar în vorbirea noastră noi folosim exprimarea aceasta aurul și în alte direcții. De exemplu când ne referim la fermitate spunem așa, nu cedes pentru tot aurul din lume. Dacă ne gândim la milă, zicem despre cineva, omul acela are o inimă de aur, adică are o inimă deschisă, o inimă plină de dragoste și o inimă plină de bunătate. Dacă vedem ceva frumos confecționat, zicem că omul acela are mâini de aur. Iar dacă vorbește frumos, zicem că omul are. O gură de aur. De aici vine numele Ioan Gură de aur, pentru că uh, numele lui nu era Ioan Gură de aur, era numele Ioan Hristos Tom, dar porecla pe care i-au dat-o cei din vremea lui a fost aceasta, pentru că a fost unul dintre cei mai mari predicatori ai vremii respective. Dumnezeu să ne binecuvinteze ca în tot ce facem, în tot ce spunem să facem de calitate ca pentru Domnul. Pentru că Dumnezeu vede și Dumnezeu notează ce facem, cum facem și cu ce inimă facem lucrarea lui Dumnezeu. Înainte de a aminti câteva lucruri în această dimineață, doar vreau să vă amintesc, să nu uităm că înțelepciunea, credința, cuvântul lui Dumnezeu și jerfa Domnului Isus sunt valori care au mai mare preț decât aurul și decât argintul. În cartea proverbe, în capitolul 3, versetul. versetul... 12, versetul 13 spune așa, ferice de omul care găsește înțelepciunea și de omul care caută pricepere, care capătă pricepere, căci câștigul pe care îl aduce ea este mai bun decât al argintului și venitul adus de ea este mai depres decât aurul. Ce folos ca cineva să aibă bogății, dar să n-aibă înțelepciune? Ce folos ca cineva să aibă frumusețe, dar să n-aibă minte? Să ai râvnă, dar să n-ai înțelepciune. Așa cum spune uh, Apostolul Pavel în Romani 10, cu 2, despre poporul evreu, zice, e adevărat, ea au râvnă, dar le lipsește ce este poate mai important, este înțelepciunea care vine de la Dumnezeu. Am, uh, am citit odată o întâmplare despre Esop, cel care a scris fabulele lui Esop. În, uh, Antichitatea, el a în Antichitatea el a fost un om înțelept, dar la un moment dat a fost uh, sclav. Și uh, nu era nici înalt, nu era nici frumos, nu era nici foarte puternic și stăpânul lui l-a dus odată la piață să-l vândă. S-a gândit că ce să facă cu el. Și era și cam negricios, așa la, la față. Uh, l-a dus la piață unde se vindeau oamenii, sclavii, și l-a așezat între doi vlășgani. Imaginați-vă, doi oameni care. Ar participa la concursul de culturism, la MMA sau la K-1. foarte uh, bine făcuți, înalți, mușchi, și aștepta să vină cineva să-l cumpere. Sau vrea cineva în dreptul uh, acestor trei sclavi și îl întreabă pe cel din stânga, îl întreabă pe cel din dreapta ce știe să facă. Și fiecare se laudă și spune. Oriunde mă pui, mă pricep la toate. În grădină, la muncă, pot să fac totul. Nu este nimic care să nu pot să fac dacă îmi dai de lucru. După ce discută cu cei doi, la un moment dat, cumpărătorul se îndreaptă spre isop și îi se adresează în felul următor. Dar zice, tu, pocitanie, cam așa s-a exprimat, tu, tu ce știi să faci? Urât ești? Michiești? Grasiești? tu ce știi să faci? Și Esop îi zice, domnule, zice, eu nu știu să fac nimic. Și omul și mai contrariat îi spune, dar cum? Nici n ras bine, nici nu te pricep la nimic. Cum adică? Păi zice, dacă ăștia doi le fac pe toate, mie nu mai ajunge nimic să fac. Că ei le rezolvă pe toate. Și omul a înțeles că ăsta, chiar dacă nu are atracție comercială, are înțelepciune și are minte. Înțelepciunea întotdeauna este mai de preț decât aurul și decât argintul. Dumnezeu să ne binecuvinteze pe fiecare dintre noi. Am să, am să nu, nu am să mai amintesc celelalte versete, având în vedere timpul, dar aș vrea să ne gândim în această dimineață la, la ce spunea Petru și Ioan, că Biserica nu are anumite lucruri, deci nu are cel puțin la vremea aceea, aur și argint, dar biserica trebuie să aibă altceva. Și vreau să aduc înaintea dumneavoastră cel puțin trei lucruri pe care biserica trebuie să le aibă. Biserica din România, biserica din Statele Unite, biserica care îl așteaptă pe Domnul Isus, să nu uităm niciodată ce avem. Și primul lucru pe care biserica îl are este un nume deosebit. Și numele nu este Biserica Pentecostală. Chiar dacă nouă ne place numele acesta, mie îmi place numele acesta. Dar numele deosebit, numele sfânt pe care noi îl avem, este un alt nume. Și uitați-vă ce spune Petru și Ioan atunci când s-au oprit în dreptul acelui om la poarta numită frumoasă. Argi, argint și aur nu am, dar ce am îți dau în numele lui Iisus Hristos din Nazaret, scoală-te și umblă. Ce are biserica? Are numele Domnului Isus. Este numele care are cea mai mare autoritate. Pentru că în numele Lui există mântuire. În numele Domnului Isus există vindecare. În numele Lui ne rugăm și Domnul spunea, dacă veți cere ceva, în numele meu veți primi. Când dracii se întâlneau cu Domnul și auzeau de numele Lui, se înspăimântau. Să știți că puterea vrășmașului nu se teme de numele Americii. Puterea vrășmașului nu se teme de numele Rusiei sau altor puteri mondiale, nucleare, ori de care ar fi ele. Puterea celui rău tremură când aude de numele Domnului Isus, Este numele în, în, în jurul căruia se adună Biserica lui Dumnezeu. Noi în această dimineață ne-am adunat aici în numele Domnului Isus și mă rog ca Dumnezeu să ne binecuvinteze pe fiecare dintre noi. Este numele care merită închinare și ascultare. Spunea Apostolul Pavel ca orice genunche să se plece în numele Domnului Isus, Pentru că Dumnezeu l-a învrednicit pe Domnul Isus să primească toată închinarea ființelor datorită morții sale. Când aducem închinare Domnului Isus, de fapt noi ascultăm de porunca Tatălui care ne-a spus să ducem închinarea noastră înaintea Domnului Isus. Binecuvântat să fie numele Domnului. Numele acesta este numele care trebuie glorificat. Este numele care trebuie înălțat în mijlocul nostru. În mijlocul adunării nu trebuie înălțat numele unui om, indiferent cine este el. Noi suntem aici să înălțăm un singur nume. Este numele Domnului Isus. Binecuvântat să fie numele Lui. Spuneau, spuneau Petru ca și Ioan când oamenii s-au uitat la ei și erau extraordinar de impresionați de minunea pe care Dumnezeu a făcut-o prin ei. Știți ce spuneau oamenii aceștia? De ce vă uitați la noi? De ce vă uitați la noi? În numele lui Iisus Hristos este vindecatologul. Cântarea noastră, darnicia noastră, predica noastră, Slujirea pe care noi o facem în biserica Domnului întotdeauna trebuie să, să fie direcționată spre un singur nume, este numele Domnului Isus, binecuvântat să fie numele Domnului. Eu l-am prins în viață pe fratele Trandafir, Șandru, care a înființat prima dată seminarul teologic de la București și apoi s-a transformat în Institut de grad universitar școala aceasta. Uh, și am reținut de la dânsul o întâmplare pe care o spunea din biserica pe care a păstorit-o în București, biserica de pe strada Sebastian, cu numele Filadelfia. Și spunea fratele Trandafir că într-o duminică după masa, la slujba pe care o aveau la Casa Domnului, au primit, a primit la bun un bilet. Că o soră din adunare nu cunoștea numele, nu știa despre cine este vorba, dorește să laude pe Domnul cu o cântare. Pentru că programul nu era foarte încărcat, i-a dat voie sorei să cânte. A venit în față, a cântat sora, n-a fost o cântăreață extraordinară, dar nici nu a falsat. Și în timp ce cânta sora aceasta, a primit un al doilea bilet. Și de data aceasta venea de la cea mai bună cântăreață din biserică. Cu o voce deosebită și întotdeauna cânta frumos. După ce s-a terminat cântarea, a anunțat-o și pe sora că vrea să cânte o cântare și ea. A venit în față sora respectivă și înainte să înceapă cântarea a zis următoarele cuvinte. Zice, fraților, vreau să vă spun ceva. Zice, am luat decizia să cânt în seara aceasta pentru că sora care a cântat înaintea mea a cântat cântarea mea preferată. Și zice, am trimis bilet la fratele Trandafir ca să vă arat eu cum se cântă cântarea aceasta. Spunea fratele Trandafir când am auzit lucrul ăsta, am venea să intru sub anvon. Atunci nu erau anvoane de astea transparente, erau mai mari, așa, te puia ascunde după ele. Eu țin minte, când eram student, am slujit și eu acolo la biserică și țin minte anvonul de la Sebastian. Și a început să o lasă cânte, prima strofă, a doua strofă și spunea fratele Trandafir la treia strofă și a pierdut vocea. Nu a mai putut să cânte cântarea și cântarea pe care a început-o n-a putut să o ducă la bun sfârșit și a trebuit să meargă în bancă, cu capul plecat, zmerită, umilită, în felul acesta, pentru că singurul nume care trebuie înălțat în mijlocul nostru este numele Domnului Isus. Când fac o faptă bună, în numele cui o fac? Pot să o fac în numele meu, pot să o fac în numele familiei, pot să o fac în numele firmei, dar pot să o fac în numele Domnului Isus. Însă răsplătirea se capătă doar atunci când facem în numele Domnului Isus. Un al doilea lucru pe care Biserica îl are, sau trebuie să-l aibă întotdeauna, Biserica trebuie să aibă întotdeauna o mână întinsă. Uh, Petru, ca și Ioan, s-a oprit în dreptul logului, a zis Petru cuvântul pe care l-a zis, dar la un moment dat spune că l-a apucat de mâna dreaptă și l-a tras, l-a ridicat în picioare. Acum am văzut că și în America există homeless. Oamenii aceștia de regulă nu sunt bine îmbrăcați, nu prea te apropii de ei și în general oamenii care cerșesc, oamenii care au mâna întinsă, eu m-am gândit așa, eu aș apuca de mână pe un asemenea om? Însă Petru și Ioan l-a apucat de mâna dreaptă și l-a ridicat în sus. Pentru că ologul avea nevoie și de ajutor. El n-a umblat singur niciodată și n-a putut să se ridice. De aceea Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți să avem mâini care ridică pe alții. Binecuvântate sunt mâinile care ridică pe cineva. Există tot felul de mâini. Există mâini care lovesc. Există mâini care fură. Există mâini care apasă pe alții dar există și mâini care ridică pe alții. Există, spune Biblia, mâini uscate care nu pot să facă nimic. Dar există și mâini active, mâini harnice, cum a avut Abita. Spune Biblia când Moise își ridica mâinile, își ridica mâna spre cer, poporul lui Dumnezeu avea biruință. Există mâini ridicate pentru amenințare. Există mâini murdare, există mâini bătate de sânge dar există și mâini care stau ridicate în mijlocire înaintea lui Dumnezeu. Mulțumim lui Dumnezeu că avem mâini. Există în România un frate, Sergiu, așa, și cred că ați văzut pe, pe internet că omul acesta nu are mâini. Nu poate să folosească ceea ce noi avem atât de obișnuit. Cât de banal este să ai mâna, să întinzi mâna, să ridici, să apuci și să faci ceva. Și totuși, și lucrul ăsta ar trebui să fie un motiv de mulțumire și un motiv de recunoștință din partea noastră la adresa lui Dumnezeu. Întrebarea mea este: cum este mâna ta? Cum este mâna mea? Am o mână care ridică pe cineva? Spune Biblia prin apostolul Pavel: Bărbații să ridice mâini curate. Și eu zic: Dumnezeu. Să binecuvinteze mâinile noastre. Mâna lui Petru și a lui Ioan au tras în Templu Ologul acela. Pentru că Dumnezeu ne-a dat mâini ca să-i tragem înăuntru pe cei care sunt afară. A intrat cu ei în Templu. Până la momentul acela a stat doar afară. Însă, Petru și Ioan l-au adus în Templu. Sunt oameni care trebuie trași în, înăuntru. Biserica are menirea să-i tragă pe oameni înăuntru împărăției lui Dumnezeu. Și întrebarea mea este, am adus noi pe cineva înăuntru? Am tras pe cineva înăuntru? Pe cineva care este în afară, care nu-L cunoaște pe Dumnezeu, care spiritual este o log, care caută doar lumea de aici, are nevoie de vindecare. Am tras pe cineva înăuntru? Când l-a atins Petru, spune Biblia că i s-au întărit tălpile, și glesnele, pentru că prin Petru a venit puterea Duhului Sfânt. Petru avea ceva ce eulogul nu avea și în momentul în care a dat mâna cu omul acela s-a transmis putere de ridicare. Dumnezeu să binecuvinteze mâinile noastre Amen. și prin mâinile noastre să poată fi transmisă puterea lui Dumnezeu, să fie transmisă dragostea lui Dumnezeu și harul lui Dumnezeu de care toți avem nevoie Binecuvântat să fie în numele Domnului. În al treilea rând, în această dimineață, spunea Petru, aur și argint nu am, dar ce am, îți dau. Și spuneam, Biserica are un nume glorios. Este numele Domnului Isus. Biserica trebuie să aibă întotdeauna o mână întinsă. O mână întinsă pentru ridicare, o mână întinsă pentru a trage înăuntru pe cei care sunt afară, o mână întinsă prin care să, să poată fi transmisă spre cei de lângă noi puterea și dragostea lui Dumnezeu. Și apoi, un al treilea lucru pe care îl are Biserica și trebuie să-l aibă, Biserica trebuie să aibă întotdeauna o mărturie divină. Spune cuvântul Domnului aici, în textul pe care l-am citit, în versetul 4. Petru, ca și Ioan, s-a uitat, țintă la el și, și ce a zis? Uită-te, uită-te la noi. Când preoții și oamenii ceilalți spuneau că uh, Petru și Ioan sunt ceva deosebit, ei au zis, nu vă uitați la noi, uitați-vă la Domnul. Sunt momente în care Biserica trebuie să poată spună, să să dă spune, uitați-vă la noi. Pentru că minunea trebuia explicată, ca să nu îi se dea o interpretare greșită, pentru că de multe ori satana profită de asemenea împrejurări. Chiar în vremea Domnului Isus, când a făcut multe vindecări, exorcizări și oamenii erau eliberați, în vremea aceea erau oameni care spuneau cu puterea lui Belzebul, face el minunea aceasta. Și Domnul spunea, nu este puterea întunericului, ci acolo este puterea lui Dumnezeu. Oamenii se uitau atunci la Petru și Luan cu mare admirație, crezându-i că sunt niște spinți deosebit, deosebiți. Și au zis ei, nu vă uitați la noi, uitați-vă la Domnul. Și totuși, ologul vindecat în numele Domnului Isus a auzit aceste cuvinte din partea lui Petru, uită-te la noi. Vreau să vă spun, chiar dacă noi nu spunem lumii de afară, lumea se uită la noi. Și mi-aduc aminte că unul dintre ucenici, a zis într-o împrejurare: Domnul Isus, arată-ne-l pe Tatăl și ne va fi de ajuns. Și ce a zis Domnul? Cine m-a văzut pe mine, l-a văzut pe Tatăl. Vă întreb eu pe noastră, lumea de astăzi mai are dorința să-l vadă pe Tatăl? Oare oamenii mai au dorința să-l vadă pe Dumnezeu? Și eu vă spun da. Ar trebui și noi. Domnul să ne ajute. Să putem spune cuvântul pe care l-a zis Domnul Isus. Cine se uită la noi îl vede pe Domnul. Cine se uită la trăirea noastră, cine se uită la slujirea noastră, cine se uită la felul în care trăim, ar trebui să-l vadă pe Dumnezeu. Și eu zic, Domnul să ne ajute. Uită-te la noi, asta înseamnă mărturie personală, este ceva practic, este ceva real. Vreau să vă spun, Biserica este formată din oameni mântuiți. Care au o mărturie personală, și probabil că oamenii au dreptul să vorbească doar ce au experimentat personal. Când Domnul s-a atins, când Domnul a vindecat, când Domnul a iertat, când Domnul a intervenit cu puterea lui cea mare, să pot să spun: uite, asta e experiența mea, uite, asta e modalitatea în care Dumnezeu a lucrat în dreptul meu binecuvântat să fie în numele Domnului Isus. Mărturia pe care o avea o logul era o mărturie biblică. Pentru că ceea ce s-a întâmplat acolo este în conformitate cu Sfânta Scriptură. Nu e ceva inventat de Petru, nu e ceva inventat de Ioan. Tot ce s-a întâmplat acolo era în planul lui Dumnezeu și tot ce așteaptă Dumnezeu de la oameni este scris în Cartea Sfântă, în paginile Sfintelor Scripturi, binecuvântat să fie în numele Domnului Iisus. Biserica are datoria, să nu se abată nici la dreapta, nici la stânga de la tot ce vrea Dumnezeu, tot ce este scris în cuvântul lui Dumnezeu. Am uh, urmărit ieri după masă uh, transmisiunile care se fac de la s-au făcut de la Păuliș și de la Arad, cu ocazia centenarului și uh, am reținut de exemplu în timp ce vorbea fratele riviș, fratele Tipei, spunea ceva despre fratele Bradin primul președinte al cultului pentecostal. De fapt, prima familie despre care știm noi, în mod oficial, că au fost oameni care au îmbrățișat credința pentecostală în România. Și spunea fratele Tipei că atunci când mergea fratele să viziteze o anumită comunitate, o anumită biserică, se adunau frații în casa aceea și stăteau de vorbă până la patru dimineața despre cuvântul lui Dumnezeu. Și ceea ce mie mi-a rămas și mi-a atras atenția, că spunea fratele Dipei, fratele Bradin întotdeauna le spunea la frați următorul cuvânt, să nu treacă peste ce este scris. Să rămână la ce este scris în cuvântul lui Dumnezeu. Fiecare experiență pe care o pot avea unii credincioși, trebuie să poată fi explicată în lumina cuvântului lui Dumnezeu. Dacă nu putem explica experiențele noastre în lumina Bibliei, înseamnă că nu este nimic de explicat. Pentru că tot ce este de folos și tot ce îl glorifică pe Dumnezeu este scris aici, în Cartea Sfântă, binecuvântat să fie numele Domnului. Însă mărturia pe care o are Biserica este și o mărturie care aduce bucurie. Și spune aici Cuvântul Domnului în versetul 19 și 20. pocăiți vă dar și întoarceți vă la Dumnezeu. Pentru ca să vi se șteargă păcatele ca să vină de la Domnul vremurile de înviorare, pe care cerul și să trimită pe cel ce a fost rânduit mai dinainte pentru voi, pe Isus Hristos pe care cerul trebuie să-l primească până în vremurile așezării din nou a tuturor lucrurilor despre aceste vremi și a vorbit Dumnezeu prin gura tuturor sfinților săi proroși din vechime, binecuvântat să fie în numele Domnului. Mărturia pe care biserica o are este că Dumnezeu și astăzi poate să trimiată vremuri de înviorare. Nu doriți vremuri de înviorare în viața personală? Nu dorim oare vremuri de înviorare în casele noastre? Nu dorim vremuri de înviorare aici în adunare? Mai poate oare Dumnezeu să trimiată vremuri de înviorare? Întrebarea este alta. Când vin vremurile de înviorare? Pentru că Dumnezeu este gata să le trimiată. Dar oare eu, dumneata, noi avem vreo datorie? Există oare o parte a noastră care trebuie să o facem? Știți când vin vremurile din viorare? Când oamenii își rezolvă problema păcatelor. Până nu rezolvă Problema aceasta, să știți că nu poate veni nimic bun. N-are importanță dacă lucrurile greșite le-am făcut conștienți sau inconștienți până nu rezolvăm problema păcatelor noastre, nu pot să vină vremurile de înviorare de la Dumnezeu. Pentru că așa spune aici cuvântul Domnului: Întoarceți-vă la Dumnezeu, rezolvați problema îndepărtării, lăsați-vă de tot ce este rău, pentru că atâta vreme cât nouă, ne place păcatul, ne plac lucrurile pe care Dumnezeu le condamnă. Să știți, nu pot să vină vremurile de înviorare. Mă rog ca Dumnezeu în vremea aceasta să trimiată vremuri de înviorare peste fiecare dintre noi. Amintiți-vă, vă rog, ce spune Cartea Domnului în a doua carte a cronicilor, în capitolul 7, atunci când a fost dedicat templul la Ierusalim pe vremea lui Solomon. Și omul acesta a înălțat o rugăciune deosebită înaintea lui Dumnezeu. Capitolul 7, versetul 13 și 14 spune așa, Când voi închide cerul și nu va fi ploaie, când voi porunci lăcustelor să mănânce țara, când voi trimite ciuma în poporul meu, dacă poporul meu peste care este chemat numele meu se va smeri, se va ruga, și va căuta fața mea și se va abate de la căile lui rele, îl voi asculta din ceruri, îi voi ierta păcatul și îi voi tămădui țara. Să știți că vremurile de înviorare, trezirea spirituală nu vine decât atunci când omul își rezolvă problema păcatelor între El și Dumnezeu. Și mă rog ca și ziua de astăzi să fie o zi de pocăință pentru fiecare dintre noi. O vreme de întoarcere cu toată inima și cu toată ființa spre cel care poate trimite vremuri de înviorare. Când oamenii se pocăiesc se schimbă modul lor de gândire, se schimbă purtarea lor, se schimbă mentalitatea lor. Și se gândesc mai mult la cele spirituale decât la cele pământești. Se gândesc mai mult la lucrurile de, de sus decât la lucrurile de jos. Se gândesc mai mult la sufletul lor decât la trupul lor. Asta înseamnă pocăință. Când se întorc cu adevărat la Dumnezeu și devin închinători adevărați în duc și în adevăr. Mă rog în această dimineață, Dumnezeu să binecuvinteze întreaga adunare. Vremurile de înviorare știți când vin? Când oamenii se uită unde trebuie. Pentru că vremurile de înviorare nu le aduce nici Petru și nici Ioan. Nu când ne uităm la templu, nu la oameni ne uităm, noi ne uităm la Domnul. Pentru că vremurile de înviorare numai Dumnezeu le poate, le poate aduce. Am, am întâlnit uneori următoarea mentalitate în sară, biserici în care oamenii vin la adunare numai dacă sunt musafiri. Dacă au ceva formație specială, de deosebiți predicatorii cei mai grozavi. Dar vreau să vă spun, când biserica se adună să-L întâlnească pe Domnul, nu pe oameni, atunci se coboară Duhul Sfânt. Atunci Dumnezeu ascultă rugăciunea, Dumnezeu cercetează inima și Dumnezeu aduce vremurile din viorare. Întrebarea este în această dimineață, noi așteptăm vremuri de înviorare? Dar îndeplinim, îndeplinim condițiile. Facem partea noastră care ne aparține nouă? Mă rog, în ziua de astăzi, Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți. Amin. Închei gândurile mele și mesajul pe care l-am adus înaintea dumneavoastră, în această dimineață și să nu uităm. Sunt lucruri pe care biserica nu le are, dar sunt lucruri pe care biserica trebuie să le aibă și întotdeauna să aibă numele Domnului în mijlocul ei. Amin. Întotdeauna mâna noastră să fie întinsă la rugăciune, la mijlocire, le atrage oamenii în templu, înaintea Domnului. Și biserica trebuie să aibă întotdeauna o mărturie. Și mărturia noastră întotdeauna să-L onoreze pe Domnul. Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți. Amin.